Jumătate de secol a trecut de când 20 de cupluri din Megidia au spus da în fața ofițerului de stare civilă. Astfel, astăzi, primăria municipiului Megidia a sărbat iubirea împreună cu cei 40 de pensionari care au împlinit 50 de ani de căsnicie. Sala de consiliu a primăriei s-a umplut de emoție în prezența oamenilor care au știut să se iubească, să se respecte și să se aprecieze timp de jumătate de veac. Primarul Marian Iordache împreună cu viceprimarul Luminița Vlădescu i-au primit cu drag pe cei 40 de seniori și le-au urat multă iubire în continuare și mai ales multă sănătate pentru a putea avea grijă unul de celălalt și de acum înainte. Entuziast și în același timp foarte plăcut, impresionat de fidelitatea acestor cupluri, de experiența dumnealor de viață, de faptul că, iată, această fidelitate, această viață lungă împreună este cea care ne-a dus împreună astăzi aici la primăria Megidia. Este moment în care atât membrii Consiliului Local cât și administrația, respectiv primăria, sărbătoresc aceste cupluri care au împlinit 50 de ani și este o ocazie cu care să le spunem la mulți ani, sănătate, bucurii, împliniri și realizări împreună cu toți cei care le sunt dragi. Despre secretul unei căsnicii de durată ne-au vorbit câțiva dintre sărbătoriții de astăzi. Cum vă simțiți acum la aniversarea celor 50 de ani? Foarte bine, frumos. Frumos. Am fost sănătoși până acum, am fost bine. Care este secretul căsniciei de durată? Înțelegeri, să te lași unul de la altul, să lași. Să lăsăm. Să lăsăm, că altfel... Dacă lăsăm unul la altul, de la altul, merge. Ne ținem mari. Dacă unul mai rău ca ălaltul, nu face nimic. Ce sfătuiți pe tinerii din ziua de astăzi? Tot așa, să fie înțelegători unul cu celălalt, să se respecte, să fie fideli, mai ales tineri, și în continuare comunicare și tot o să meargă bine. Sunt emoții mari pentru că 50 de ani nu-i de colea. Ia povestiți-ne cum a fost acea zi, ziua căsătoriei. Foarte frumos, foarte frumos. Prima zi de căsătorie frumos. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, nuntă n-am făcut și am mers 50 de ani împreună. Cu respect și înțelegere. La fel ca și acum 50 de ani, în ziua anunții, doamnele au primit flori și îmbrățișări de la edilii orașului, iar domnii încurajări și urări de sănătate. Și pentru că nu există nuntă fără dar, așa cum se spune, cele 20 de cupluri au primit și premii în bani, dar și câte o diplomă aniversară.